Bun găsit, dragilor, la o nouă ediție Istoriei Secrete. Alături de mine, în platou, a revenit domnul Virgil Măgureanu, fostul șef SRI, primul șef al Serviciului Român de Informații, proaspăt înființatul Serviciu de Informații după Revoluția din 89, și continuăm să discutăm despre ce s-a întâmplat, de fapt, titlul de carte pe care îl invocam în debutul discuției noastre, domnule Măgureanu. Vă mulțumesc că ați revenit. Vă dau așa și un feedback al reacțiilor venite în urma difuzării primului episod al discuției noastre. Toată lumea, opinia majoritară a zis că m-ați cam dus de nas așa și că m-ați purtat pe potecile pe care ați vrut dumneavoastră. O să mă străduiesc tura asta să fiu mai curios, să zicem, și mai insistent pe anumite aspecte. Ca teme restante față de dialogul de data trecută, au rămas câteva aspecte, zic eu, destul de importante, și anume documentul dumneavoastră din 83, și aș avea câteva întrebări referitor și la exilul dumneavoastră de la Focșani, pentru că n-am fost îndeajuns de edificat asupra acelui moment și nici foarte multe informații publice nu sunt despre acel moment. Și v-aș întreba, cum a debutat acel exil? Cum ați fost înștiințat? Legal? Juridic? Cum ați fost mutat din București, fără familie, la Focșani? Și eu am fost surprins, deși, după cum vă spuneam încă de data trecută, știam deja, fusesem pe diverse căi, prevenit că sunt urmărit. M-au prevenit asupra urmăririi telefonului meu de la birou, de la Ștefan Gheorghiu. M-au prevenit asupra faptului că ar fi mai bine dacă, de pildă, eu n-aș mai merge nicăieri în vreun județ și să vorbesc ceva public despre diverse teme de teorie politică sau de doctrine politice contemporane cu care mă ocupam atunci. Am mai fost prevenit și asupra faptului că diversi care roiau pe acolo... Care m-au prevenit, domnul Măgureanu? Vă rog? Spuneți, m-au prevenit. Care m-au? Aveam și eu oameni care mă făceau atent că deja cercul, cum s-ar zice, de urmăritori ai fostei securități se tot strânge în jurul nostru. Și desigur că lucrul ăsta, acum n-aș putea, pot să vă dau și nume, dar n-ar avea nicio relevanță. Nu mă interesează neapărat numele, că știu că n-au nicio relevanță. Mă refer la structuri. Vă semnalau structuri? Nu, îmi semnalau doar faptul că sunt urmărit. Uh-huh. Și că nu mai sunt pe placul, ca să zic așa, al regimului. Dacă secretarul de partid de atunci m-a prevenit, un domn, apropo, fusese activist la Focșani. Dar asta n-avea nicio legătură cu plecarea mea la Focșani de după. A prevenit secretarul de partid al organizației de la Ștefan Gheorghiu. Așa. Om care era dintre cadrele de conducere, îmi spunea, Virgile, ar fi bine să nu mai mergi prin diferite județe cu teme de teorie politică contemporană. Deci n-ați fost abordat direct, ci mai degrabă la modul insinuant. Abordat direct n-am fost niciodată și mi se pare că am făcut niște precizări în privința asta, că nici măcar în perioada celor 9 luni sau câte au fost, din mai până în decembrie 89,
nici măcar o dată, nici măcar întâmplător, acolo la Focșani sau aici la București, uh-huh, să fi fost chemat undeva și să fi fost întrebat. Cât despre, pur și simplu, e o temă care mie mi se pare ușor comică, că cei care m-ar fi trimis pe mine acolo ar fi avut, cum s-ar zice, grijă într-un fel sau altul să mi-o facă cunoscut. Nimeni nu s-a străduit vreodată în niciun fel să explice pentru ce, în modul cel mai flagrant ilegal, dacă tot m-ați întrebat de legalitate, m-au notificat că trebuie să merg la Focșani, la Muzeul Județean de la Focșani, în calitate de muzeograf principal, și mi s-a mânat nu o hârtie, un bilețel pe care scria că sunt detașat, da, la Focșani în data de 8 mai, în data de 8 mai 1989, ora 10 dimineața. Am fost chemat la rectorat de omul numărul 2 din Academia Ștefan Gheorghiu, prorectorul Bratu Păun, care era un fel de organizatoric, ca să zic, uh-huh, așa, din punct de vedere al ierarhiei de partid acolo. Și el mi-a spus, ai citit, nu, ai visat urât azi noapte, așa m-a interpelat în dimineața aia. Zic, nu mi-amintesc, că în realitate chiar visasem urât. Bizar și urât. Da. Și nu, am spus că nu mi-amintesc, nu știu. Credeți în... Ia uite ce scrie aici. Credeți în vise? Nu. În premoniții? Nu. În premoniții, asta deja e o temă separată. Deci, n-aș vrea să teoretizăm, ci pur și simplu să răspundeți la întrebare. Dar nici nu vreau să teoretizez nimic. Premonițiile sunt una, visele sau, mă rog... Bine, visele premonitorii, știu joaca de semantică cu dumneavoastră de data trecută. Păi nu mai pot să spun nimic, că de fiecare dată credeți că despic firul de păr în pat. Nu. Ba da, vă îndemn să spuneți, dar da, să vă îndemn, deci, să mă și credeți, deci, de bună, deci, cuvință. Deci încă o dată, întrebat fiind dacă am visat sau nu urât, am răspuns pur și simplu că nu mi-amintesc. Ia uite ce scrie aici. Și mi se mânează fițuica aceea prin care eram notificat că sunt mutat la Focșani. Muzeograf principal, ne-a zis. Muzeograf, da, principal. Și în momentul acela a fost unul de rarele momente când pur și simplu mi-am ieșit din răbdări, cum s-ar zice. Cum ați reacționat? Am început să vociferez că ce e asta, că nu știu ce, și am sfârșit prin a... Nu numai că am strigat la omul, așa, în cauză, pe care de altfel și cunoșteam. Într-un fel sau altul eram, fusesem de câteva ori și la... Că tot omenește este și asta, pusesem și la șpriț. Și oricum am vociferat împotriva unei stări de lucruri care mie mi se părea flagrante. Așa. Ce ați zis? Aș, poftim? Ce ați zis? Ei, nu mai mi-amintesc. În orice caz nu i-am, nu lucruri duioase. Și am sfârșit prin a ieși de acolo trântind ușa de a sări tencuiala, mm-hmm, de la, în sfârșit. Dar v-ați conformat? V-ați dus acasă? După care, desigur că am anunțat câțiva oameni, între care primul lucru i-am făcut surpriza plăcută soției, să-i spun, uite ce ne așteaptă, uite ce s-a întâmplat. Sigur că și ea avea, ca să vă preiau cuvântul, niște premoniții că bine nu va fi, de vreme ce atâtea lucruri se întâmplaseră în jurul nostru. Dar dânsa era la curent cu activitățile dumneavoastră subversive, să zicem? Nu numai că era la curent, dar uneori m-a și însoțit în diferite locuri în care, da, să zicem, substratul era subversiv, uh-huh, față de regimul acela. Nu... Adică a fost complicele dumneavoastră?
Dacă considerați o activitate îndreptată explicit împotriva regimului Ceaușescu drept, cum ați zis, o conspirație sau nu mai știu ce termen folosi. Nu, dacă era complicele dumneavoastră. N-am comis ceva de pe urma care să devine complice. Domnul Măgureanu, ce încerc eu să vă întreb? Ea era soția mea, era solidară cu mine. Asta voiam să vă întreb. Pentru că... Solidară, da. Uh-huh. Complice, nu. Pentru că multe dintre cele pe care le știa, le considera și ea legitime. Așa. Îndreptate fiind împotriva celor care împinseseră lucrurile până la o limită care nouă ni se părea de domeniul imposibilului. Uh-huh. Alminteri s-au scris destule de atunci încoace, referitor la cele întâmplate și la limitele sau culpele regimului. Haideți să rămânem un pic la cadrul ăsta familial, că mi se pare interesant. În epocă, o familie... Oricum, termenul complice... Dacă este vorba de o familie în care ideile sunt împărtășite, ideile, să zicem, de revoltă, nu mi se pare potrivit. Asta am vrut să spun. Am înțeles. Dezbăteați în familie? Nu. Nu vorbeați? Nu. De teamă că sunteți ascultați? Decât foarte rar, dar în orice caz știa că detest dictatura Ceaușescu. Mm-hmm. Dictatura și nu persoanele. Bun. Cum a reacționat în momentul în care i-ați spus că plecați la Focșani? Și foarte interesant un detaliu pentru cei care ne privesc. Ați fost detașat singur, nu cu familia. Un lucru curios. Da, nu cu familia. Nici nu s-a pus nicio clipă. De alminteri, după cum v-am spus, nimeni nu m-a mai chemat vreodată. După ce mi s-a mânat acea fițuică pe care era scrisă detașarea la Focșani. Dar purta vreo ștampilă a vreunei instituții, ceva? Credeți, nici nu m-am mai uitat. Nici de altfel, nici nu cred că am ținut-o în mână, nici n-am păstrat-o măcar. Uh-huh. În orice caz, am făcut scena aceea de revoltă și am ieșit. După care am cerut următoarele 2-3 zile cât m-am mai învârtit pe acolo până mi-am luat lucrurile toate de la Academia Ștefan Gheorghiu și nu numai că m-am mai... Ce am cerut cu insistență să fiu primit de șeful instituției. Dacă mă veți întreba de ce am cerut la șeful instituției, m-aș grăbi să precizez că vroiam să știe ce știu ei, ce mi-ar spune șeful instituției că am greșit, de am fost pedepsit în acel fel. Și lucrurile s-au cam lămurit într-un mod indirect. Adică? După vreo una sau două solicitări de ale mele, Dumitru Popescu, despre care am scris câte ceva și în materialul din 83, care era un trufaș, un om care privea de sus pe toată lumea. Noi vorba că era și ca statură destul de înalt, dar asta n-are legătură cu atitudinea lui față de oameni, decât indirectă. Ce vrea ăla? Ar fi întrebat. Și i-ar fi răspuns tot bratul. Vrea să știe ce a făcut. La care replica sau, mă rog, ne-a zis, da, lui știe el ce a făcut. Lasă că știe el ce a făcut. Mm-hmm. Și cam alea au fost singurele lămuriri, dar de fapt, aici vreau să vă dezvălui eu. Aoleu, vă rog. Da, eu de fapt doream să știu ce cunosc ei. Mm-hmm. Din activitatea dumneavoastră. Ce cunosc ei și ce anume ar fi... Cel mai grav din, li se pare lor, cel mai grav din cele făcute de mine. Da, dar spuneați că... Lasă că știe. Știe, știe. Și ca să termin, vă rog, cu dezvăluirea în ce privește domnul... Un an mai târziu și culmea ironiei, tot prin mai, fiind proaspăt numit șef al Serviciului Român de Informații,
mă sună Adrian Păunescu, pe care îl cunoscusem cu vreo două luni, îl cunoscusem personal cu vreo două luni înainte, prin februarie 90. Și zice, Virgile, uite, sunt cu domnul Dumitru Popescu și ar vrea să vorbească cu tine. Adrian, ți-am explicat care este atitudinea mea față de el. Nu i-am arătat niciodată textul de care vorbim noi doi. Nici nu cred că l-a cunoscut și n-am simțit nevoia ca acel text să fie, după 90, în vreun fel făcut cunoscut. Așa. Și zic, Adrian, ți-am cam spus părerea mea despre el și nu văd ce aș putea să mai discut cu acest om. Hai, te rog, eu nu știu ce. Până la urmă, insistând că asta era personajul nostru, care mi-era foarte drag. Păunescu, da, avea latura asta persuasivă. Mă rog? Păunescu, într-adevăr, avea latura asta insistent persuasivă, așa. Insistent persuasivă, din cauza că dacă vroia să obțină ceva, ținea să și obțină. Da. Ei, în cazul acela am purtat niște discuții, oarecum pe deasupra lucrurilor, nici nu mi-amintesc. Nu l-ați confruntat direct cu momentul, lasă că știe el ce a făcut? Știți, aici vreau să vă spun ceva. Sper că adevărul. Cam din tot ce a scris el, rezultă că, da, a avut o rătăcire, că cei care au fost împotriva regimului au avut ei înșiși dreptate și din potrivă ceilalți care l-au susținut au avut o eroare. Am tot citit diferite serialuri prin care mi-au parvenit în fel și chip, după, mult după, și chiar și mai dăunesc, mai citesc din când în când. Așa. Despre el. Și de acolo rezultă că, mă rog, el a fost într-o eroare susținând regimul și sistemul comunist și, din potrivă, cei care au avut ceva de zis sau de făcut împotriva acelui regim au avut dreptate. Bun, dar discuția de ce voia să o poarte cu dumneavoastră? Ce voia de la dumneavoastră? Mă credeți că mi-am reproșat după aceea că nu l-am lăsat să spună în fapt ce vroia. Eu atunci am, departe de mine gândul să-i reproșez ceva. Știam cine este, știam cum gândește și știam că ar fi fost destul de, scuzați-mă, cu o atitudine destul de demagogică ca să-și pună, să zicem, să-și recunoască vina oarecum sau mai știu eu ce. Și nu mă interesa lucrul acesta. De fapt, nu mă interesa pentru că pur și simplu îmi era... V-a interesat de vreme ce l-ați primit? În cele... Cum l-am primit? Că nu l-am primit. Discuția a fost telefonică. A, vi l-a dat la telefon pur și... A, credeam că a stabilit o discuție ulterioară. O... Da, de unde? A. Nu. De fapt, asta îmi reproșesc, că aș fi vrut să văd ce ar fi avut, pentru că, de spus, pentru că cu niște ani în urmă, să fi fost 85-86, m-am prezentat într-o audiență la el, a fost singura ocazie în care am schimbat fel și fel de... A fost un dialog așa al surzilor între noi. Eu m-am dus să-l rog să îmi accepte să aspir la o bursă, Aires se chema, care pe atunci, de 3 luni, era încă accesibilă unora dintre cei de la Ștefan Gheorghiu. Fuseseră mai mulți, chiar și din catedra mea. Ne-ați mai zis de episodul ăsta data trecută. Vă rog? Cred că ne-ați menționat episodul ăsta data trecută. Nu știu. Vă rog. Nu, și pur și simplu m-am prezentat acolo și discuția în cea mai mare parte a fost și despre contextul general european. Era oarecum
pe linia celor pe care eu le predam în... Dar dumneavoastră n-ați încercat în raport cu el o tatonare a terenului să vedeți dacă puteți lărgi cercul complotiștilor și cu el? În niciun caz. De ce? Nu prezenta încredere? Nu cadra cu profilul pe care dumneavoastră îl căutați? Este pentru prima dată când mă văd să răspund la o asemenea eventualitate. Nu aveam niciun fel de încredere să dezvălui sau să discut cu el astfel de lucruri. Să-l racolez, ca să folosesc termenul infamant, cu atât mai puțin. Nu era dintre aceia care ar fi făcut asta. Dimpotrivă, știam sau eram sigur, dar vinter orice speculație pe tema asta nici nu cred că are vreun sens. Pentru că nu era dintre cei cu care mi-aș fi pierdut timpul să-i spun... Am înțeles. Ce mă preocupă și cam ce aș vrea eu să facă el. Spuneți-mi, mi-a spus că printre primii pe care i-ați anunțat de decizia de a fi mutat, evident, a fost soția. Dar pe cine altcineva ați... am discutat cu mai mulți din familie și după aceea am fost la profesorul Trăsnea. V-ați temut de efecte asupra familiei? Sigur că m-am temut. Dovadă că primul lucru pe care l-am făcut a fost să alerg pe aici, pe acolo, să pun ceva în frigider, adică în frigiderul familiei, să aibă măcar mâncare, să nu-i las cu frigiderul gol. Dar cum de nu v-au mutat cu tot cu familie? Că nu înțeleg. Întrebarea asta n-ar fi trebuit să mi-o adresați mie. Puteți să o adresați altora care, de exemplu, v-ar fi putut răspunde poate mai în curând. Păi nu, stați puțin, nu v-a revoltat ideea că vă desparte partidul de familie, de soție? Păi cum să nu mă revolte? Nu numai că mă revolta, aveam toate sentimentele, ca să zic așa, complexul de sentimente care te împing către, să zicem, deznădejde. Nu către spaimă, că nu mi-era frică de ei. Dar îmi părea rău de toți ai mei, în primul rând copiii care erau încă minori și în al doilea rând că toată starea familiei, așa cum era în 89, era foarte nesigură. Cât a durat din momentul în care ați fost anunțat până când ați plecat la Focșani? Păi, dacă v-aș spune că am fost anunțat pe 8, da, și eu am ajuns la Focșani după 20, pentru că între timp am încercat să mă duc și pe acasă în satul mare, de unde provin, și în satul meu natal, dar și la satul mare, unde am încercat să schimb Focșaniu cu satul mare. L-am căutat atunci pe un domn care ocupa locul numărul 2 în ierarhia puterii de la Comitetul de Partid Județean. Atunci era un domn Horobeț, care din păcate acum e decedat. Ar fi fost un bun martor că Horobeț, omul numărul 2, secretarul cu organizatorii, cu el cârmuia de fapt județul satul mare. Și eu m-am dus la satul mare cu gândul că de ce să mă duc eu la Focșani, câtă vreme sorul meu era la în sat la mine și câtă vreme de la satul mare la mine în sat puteam ajunge relativ ușor și eram și eu lângă ai mei, cum s-ar spune. Și Horobeț, când l-am sunat, Constantin Horobeț, când l-am sunat să-l rog să mă primească, era după masa, când eu cumpărasem deja bilet de avion să plec până la satul mare, și zice, da, Paroșu, cum să nu, vă aștept cu plăcere. Ca a doua zi când am încercat să ajung la el, nu era de găsit. Și când în sfârșit, văzând că nu-l găsesc, m-am dus în audiență la prima oră, ora 7 dimineața era prima oră de atunci, la Maria Bradea, o chema pe prima secretară, și care m-a interpelat chiar dușmănos,
Aoleu. Spunându-mi, da, nici un aoleu. Așa a zis, ce cauți dumneata aici? Uh-huh. Ce căutați aici? N-aveți ce căuta. Dacă aveți probleme organizatorice, duceți-vă la... Era un domn cu nume maghiar care era șeful secției organizatorice și nu secretarul. Și duceți-vă la asta și lămuriți-vă problemele, nu la mine. Și era cu mine un prieten de la Satul Mare, un prieten vechi, Augustin Sfară, nu mai știu dacă trăiește. Și zice, Virgile, zice, dacă pe tine te-a luat așa, zice, eu ce șanse mai am? Ăsta era cu probleme absolut neutre. În sfârșit, s-a speriat și dar el de Mureanu, nu pot care... să nu, stați puțin, nu pot să nu observ că tot reticența regimului în raport cu dumneavoastră pare că s-au purtat cu mănuși așa, adică nu a venit, nu v-ați confruntat cu securitatea, nu v-au abordat la modul agresiv, nu v-au dus nici la munca de jos. Nu vi se pare, da, e munca de sus asta cu muzeul, înțeleg. Erați muzeograf, șef, înțeleg totuși, ce insinuați. Ce insinuez? Că m-au trimis la munca de sus. Nu neapărat, dar n-ați căzut nici foarte jos. Adică la modul în care se legendarizase în epocă deja securitatea și dacă voia să strivească pe cineva o făcea la modul destul de brutal. Așa în raport, în rap, nu e adevărat? Da, cum nu? Bun, în raport cu dumneavoastră au existat niște ezitări. Au fost de-a cărui dreptul fapt, blânzi. Cărui fapt s-a datorat? Nu, au fost de-a dreptul blânzi. Exact, cărui fapt? Cum vă explicați această blândețe? Iarăși mă întrebați pe mine. Pentru că, drept să vă zic, de vreme ce v-am spus... Bănuiesc că v-ați gândit la asta. Poftiți? Bănuiesc că ați meditat la situația sigur asta. Că am meditat. De asta vă întreb. Da. Și cam care ar fi răspunsul care v-ar fi pe plac? Pentru că văd nu. Că orice spun... Domnul Măgureanu, nu trebuie să-mi faceți pe plac, domnule. Ați zis că sunteți într-o misiune pentru adevăr. Spuneți adevărul. Da. Adevărul da. Despre ce? Despre ce ați simțit despre în acele faptul zile? Că ei au fost foarte blânzi cu mine, nu? Nu neapărat că au, n-am zis că au fost foarte blânzi, ci că ar fi putut lucrurile să desfășoare cu o... Sau că spuneați mai devreme că n-au fost prea agresivi. Normal, trebuia să mă ia, să mă dea de toți pereții sau să mă împuște. Nu, domnul Măgureanu, dumneavoastră, poate ați uitat ce făceați sau ce ne spuneți că făceați. Complotați... Ce vă spun? Păi nu, complotați cu un număr de oameni. Aveați pe radarul dumneavoastră de complot inclusiv o soluție militară la o adică și îmi spuneți, Elina, acum că nu vă așteptați ca securitatea să fie mai brutală decât a fost. Păi nu se pupă logic cele două situații între un grup de complotiști și o reacție pe măsura grupului. E greșită logica mea? Nu știu. E ca și cum pe mine mă urmăresc doi oameni să mă tălhărească și reacția mea este să-i invit în sufragerie să le dau o cafea. Păi nu, reacția mea trebuie să fie proporțională cu pericolul care mă pândește. Da, nu știu ce să vă răspund la asta. De vreme ce nu s-a stat niciodată de vorbă cu mine, nici înainte, nici da. După. Nici ca să mi se dea de înțeles. Mi s-a spus doar că grupul era cunoscut. Așa. Că era cunoscut la nivelul cabinetului 2, mai ales... Ăla cu trabantul, pare, știm. Asta mi se pare că am da. Spus-o. Că, desigur că m-aș fi așteptat la o discuție lămuritoare. Vezi, de pildă, faptul că aș fi vrut să mă întâlnesc cu șeful instituției, să-mi explice da. El. Frate dragă, uite, asta ai făcut și de aia ești tu acum pedepsit. Sau nu mai ești pe placul celor mari și așa mai departe. Eu vreau să știu cât din toate... Știu ei, am înțeles. Am menit că le-aș fi făcut eu și uh-huh. care nu mă dezic pentru că, într-adevăr, le-am făcut, reprezentau crezul meu politic. Bine. Dacă aveam și eu dreptul la așa ceva... Bun. Și deci cam asta. Rămân cu un semn de întrebare mare referitor la atitudinea lor
cu privire la comportamentul întregului grup pe care, da, de asemenea, eu nefiind cel mai important din grup, dar fiind, după părerea mea, unul dintre oamenii de legătură de acolo, a cărui activitate făcea coeziune grupului respectiv. Domnul Măgureanu, tot timpul m-am întrebat cât de mare a fost acest grup în percepție, adică cât de mare, cum l-ați perceput dumneavoastră? Păi, grupul, chiar și numeric așa. Grupul nu era nici de cum un grup mic, prea puțin numeros, conținea grupul direct sau indirect. Da. Fără ca legătura la vârf să fie făcută de toți, eu unul dintre cei care eram dintre cei care aveam legătură la vârf. Și probabil prin asta și în asta consta unicitatea poziției, da, mele. Da. Observați că n-am vorbit a doua zi după ce s-au împărțit darurile după 89 pe la cei care au făcut activități revoluționare și au și profitat. Da. Eu nu am ieșit niciodată nicăieri să vorbesc, iar discuția cu dumneavoastră o fac doar pentru reconstituirea unor momente și nici de cum pentru că aș aștepta, uh-huh, ceva de la cineva. Da, bun. Și apropo de asta, nici n-aș avea de la cine să mai aștept. Asta voiam să și subliniez. Cine să vă mai dea și ce? Și am mai spus-o și altora care mi-au dat de înțeles ulterior că întâlnirea cu mine nu mai este interesantă și pe acel cineva l-am asigurat. N-aș avea pentru ce să mai vin pe la ușa asta, okay, și nici ce să vă cer și nici dumneavoastră să-mi dați ceea ce... Bine, atunci reformulez. Cât de mare credeți că a fost impactul? Atunci îmi permiteți. M-am întrebat și eu de unde echivocul privind atitudinea, pentru că eu am luat-o ca pe o atitudine echivocă a celor care probabil trebuia să mă ia de piept și să-mi pună întrebări care de care mă incomode. Ce ai făcut, cu cine te-ai văzut? Și așa mai vedeți, departe. Deci îmi dați dreptate până la urmă, că s-ar fi putut ajunge la într-un o abordare interrogativă, agresivă din partea securității, într-un, da, beci cu lampa în ochi, Măgureanule, da, toarnă tot. Da. Păi, da. Ei, bun, probabil că n-au făcut-o știind că de la mine nu vor scoate niciodată nimic. Pentru că n-aveam de gând să vorbesc nici să le dau despre un singur nume. Aveați doi copii măcar... mici, aveați o soție, aveați o familie. Nu eram șantajabil cu toate acestea și au fost și alții care au avut diferite convingeri potrivnice unui regim sau altul și cu toate că au fost interpelați, așa, la modul cel mai dur, n-au dat niciodată nimic. Poți să vă întreb aici? Intervin un pic. Sau poate că regimul vă considera un grup irelevant, minuscul, care nu era capabil să pună probleme regimului? Cu totul eronat ceea ce spuneți, pentru că toată lumea știa, inclusiv din conducerea aceea, compunând dictatura, că în târg se vorbește insistent că un grup va înlocui alt grup. Deci dumneavoastră spuneți că plutea o stare de spirit. România era, din punctul ăsta de vedere, una dintre ultimele țări în care a căzut dictatura și, din nefericire, atunci a fost o baie de sânge. Da. Că nu mă pot reprima să nu mi-amintesc aceste lucruri. Da. În condițiile acelea, cei care se pregăteau, își făceau și ei socotelile cu privire la putere, unii sau alții, cei mai mulți, pentru că totuși securitatea era pe urmele noastre, nu altcineva. Pentru că vreau aceștia să... nu erau niște blânzi visători, păi, dar nu probabil erau, dar își făcuseră și ei niște socoteli că a te lega de cineva care de mâine poate, cum s-a și întâmplat, de alminteri,
lucrurile așa cum au curs îmi dau mie dreptate, nu acelor. A, deci spuneți că securitatea, știind că schimbarea e inevitabilă, au avut o abordare mai blândă, simțind faptul că ați putea câștiga partida și la o adică să vă răzbunați? Domnul sau ce? Cristache, nu știu ce-or fi gândit, dar nu mă pot opri să nu gândesc că atitudinea lor a fost mai echivocă și mai lipsită de violență sau de asta, pentru că știau foarte bine ce urmează, că vor pierde partida și că nu știi cu cine îți faci de lucru. Dacă îmi puteți da, și nu cu mine, în discuție cu mine, cu totul, cu altcineva, dacă îmi puteți da un... să găsiți. Așa. Și după aceea să-l dați ca exemplu de om care după aia a căutat să se răzbune. Eu aveam cu totul altele de făcut atunci, când ajungând unde am ajuns. Bun. A trebuit să construiesc, nu să... Nu mi-ați răspuns la o întrebare. Cât, și atunci reformulez, că mi se pare că ați ocolit-o. Considerați satisfăcător răspunsul meu, că altul nu-mi vine acum.